Deplasare dificilă pentru ASEA Târgu Mureș în etapa 8-a a Ligii 1 de fotbal. Formația antrenată de Dan Alexa întâlnește în deplasare la Severin Pandurii Târgu Jiu, în cea de-a doua partidă a etapei cu numărul 8 a Ligii 1 de fotbal. Mureșenii se deplasează la Severin cu moralul ridicat după victoria din etapa precedentă de pe teren propriu contra lui Dinamo. Păi în două zile plecăm la Severin, un meci la fel foarte greu cu echipă în formă. Și apoi Astra acasă, nu avem timp de refacere, mă gândesc deja la meciul cu Pandurii și luăm fiecare meci în parte, pentru că fiecare punct e important. ASEA nu va avea pe bancă pe antrenorul Dan Alexa, suspendat după ce a fost trimis în tribune la meciul din etapa trecută cu Dinamo. Înaintea partidei de la Severin, mureșenii ocupă penultimul loc în clasamentul Ligii 1 de fotbal, cu minus 3 puncte. Mureșenii au fost penalizați cu 6 puncte la începutul acestei ediții de campionat pentru datorii. Inițial, gruparea din orașul Florilor a primit 9 puncte de penalizare.